Nordi capestre, poposisse noctea tenire. Nu vedeai nici o zare în ferestre, n-auzeai nici un glas de copii. Dar în Gosen, toți fii robiei, îmbrăcați și cu mijloc încins, cu toiege de bambus în mână, privegheau sub oipațul aprins. Fiecare familie roabă era strânsă și gata de drum, și vedeai ospătându-se-n grabă dintr-un miel cu arsură și scrum. Undeva într-o colibă, mezinul întrebă cu un glas șorul dulceag, ce așteptăm cu lumina aprinsă și de ce e atât sânge pe prag? O, copilule, tatăl răspunse, noaptea asta e un sen și un hotar, căci un înger va trece prin țară să ne scoată din vatra de jar, căci va face cel sfânt judecată pentru anii de lacrimi și chin, pentru plânsul din Pitom și Ramses, pentru pruncii uciși în cămin. Dar de ce, întrebă o copilă, dar de ce oare Moise ne-a spus să stropim orice ușă cu sânge pe ușor și pe pragul de sus? Acest semn e pecetea salvării. Cei ce stau sub pecete nu mor. Însă toți cei ce fug de sub sânge nu mai au alt secret salvator. Miezul nopții aproape, fiți gata. Unde sângele stă pe ușor, judecata va trece în pace, nelovind nici părinți, nici feciori. Iată, dar, de ce stăm împreună sub pecetea de strop și șubiți, iar în zor, sub peagul lui Moise, vom ieși din Egipt dezrubiți. Și deodată, în mijlocul nopții, peste albastră în lumii cărări, o strigare, un țipăt de groază se auzi din adânci depărtări, apoi altul zbucni mai aproape, ca un bocet de amare dureri. Iată îngerul morții, strigare lângă mie militarii străjeri. Străbătuți de un freamăt, părinții își privesc toți copiii pe rând. Erau toți? Miriam, Abishua, Uț cel tare, Naaman cel blând. Iată, unul, vai, unul lipsește, nestatornicul pui de răstun. Ieșurun, nesăturul de joacă, unde-o fi cel mai drag? Ieșurun! Fiul meu, strigă mama și largă, întrebând prin colibe frățești. Fiul meu, strigă tatăl în goane, Ieșurun, Ieșurun, unde ești? Vine în jurul tot mai aproape, năvălind în colib ca un leu. Ieșurun, strigă tatăl pe uliți, Ieșurun, strigă mama mereu. Ah, în Gosen e pacea adâncă în colibele vechi părintești, dar un strigă ți aude încetate, Ieșurun, fiul meu, unde ești? Nesătul de amăgiri și de joacă, fiul meu, puiul meu de răstun, unde ești? Vino repede acasă, fiul meu, puiul meu, Ieșurun. Și s-a dus judecata spre deltă. Dar alt înger, mai plin de fior, va suna în curând din trompetă, iată mirele, iată-l pe nor. Ah, în Gosen va fi bucurie, în căminele întregi printești, dar din nou vor fi pași, va fi strigăt, fiul meu, puiul meu, unde ești? Vino iar sub pecetea de sânge, vino iar la Iisus înapoi, dacă nu ești sub semnul Golgotei, ce alt semn te va duce cu noi? În curând va fi clipa răpirii, clipa scrisă în cuvântul străbun, dacă nu ești sub semnul iubirii, înapoi la Iisus, Ieșurun. Amin. Amin.